Primarul Gheorghe Frun, alături de alți primari din județul Suceava, reprezintă România la un eveniment dedicat zilei de 1 decembrie, un moment organizat la Parlamentul European de la Bruxelles. Edilul Comunei Cornul Luncii a susținut un discurs cu ocazia Zilei Naționale a României și a Centenarului Marii Uniri. Alocuțiunea a fost susținută pe 25 noiembrie în cadrul conferinței Urmașii Marii Uniri, ce s-a desfășurat într-una din camerele instituției legislative ale Uniunii Europene. Gheorghe Frun nu este la prima prezență în Parlamentul European. Acum 3 ani, el s-a adresat pentru prima dată forumului de la Bruxelles. Șeful administrației locale din comuna Cornul Luncii a declarat că discursul său este unul prin care se demonstrează că românii rămân europeni, un popor care promovează valori autentice ale vieții și că își dorește să le transmită parlamentarilor Uniunii Europene că rolul important pe care românii și România l-au avut de-a lungul timpului în istoria bătrânului continent rămâne unul hotărător. Gheorghe Frun a mai declarat că subiectul central, cel al centenarului Marii Uniri, a fost completat cu referiri la Ziua Națională a României. Doamnelor și domnilor, dragi români, este emoționant pentru mine să vin din Bucovina, să fiu alături de dumneavoastră, mai ales că sunt primarul Comunei Cornul Luncii, prima comună care s-a înfrățit cu țara. Cum ar fi mâine, deci pe 28 noiembrie 1918, Bucovina s-a unit cu țara. Dar pe 6 noiembrie, comuna mea a luat-o înainte. Pe acolo trecea granița austro-ungară, fostul pichet crăniceresc. L-am sfințit luna aceasta și l-am făcut Muzeul Unirii. După cum știți, Bucovina este perla Moldovei și una dintre cele mai frumoase zone ale țării. Oameni mândri, oameni gospodari, și de aceea am ținut 5 primari să fim alături de dumneavoastră și să transmitem la toată Europa că avem o țară minunată, un trecut deosebit. Și îl văd pe George Enescu, și pentru că toți cei dinaintea mea au vorbit de bunici, o să vă vorbesc și eu despre bunicul lui George Enescu, care a fost preot în comuna pe care eu o păstoresc, mai precis în satul Sasca Mică. A avut 3 copii, mama Maria, deci mama compozitorului George Enescu, și încă 2 băieți, Leon Cosmovici și George Cosmovici, care au terminat facultatea la Sorbona cu doctorate. Leon este întemeitorul științelor naturale pe România, vicepreședinte a Parlamentului din România, de la București. Iar George a fost prieten cu regina Carmen Silva și toate poeziile le-a pus pe note muzicale. Deci avem și noi bunici ca și dumneavoastră și ne bucurăm că ei au făcut Marea Unire și noi trebuie să o cinstim și trebuie să fim buni români. Trăiască România! După conferință, oaspeții au fost invitați la o recepție organizată cu prilejul celor 2 evenimente. Alături de Gheorghe Frun s-au aflat alți primari din județul Suceava. Este vorba despre Marius Ursaciuc, primarul orașului Gura Humorului, Gheorghe Avram, primarul comunei Todirești, Dan Tiperciuc, primarul de la Arbore, Login Saviuc, primarul comunei Calafindești și Constantin Barariu, primarul comunei Zvorâștea. Programul mai include o vizită oficială în Parlamentul European chiar de ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie.